Hello, hello, bine ați revenit pe minunatul meu canal de YouTube, iar astăzi voi face colecția mea de make-up. Pentru că tot am fost întrebată de ea în comentarii, eu tot v-am mai arătat când m-am machiat ce produse folosesc și așa și am zis, bă, nu o mai fac, că... Hai să începem cu prima parte, să-mi dau și părul de pe ochi, așa frumos. Și să începem cu sertarul, pentru că aici sunt chestiile principale așa de față, să zic. Și vom începe de la ce, în ordinea pe care eu le folosesc de make-up. Adică, dar hai să luăm o mică pauză și să-mi dați mie un follow acolo, un subscribe, un like la postare. La sfârșit putem să-mi dați și un comentariu, să-mi ziceți dacă ați încercat vreodată produsele pe care eu le am și dacă sunteți mulțumite de ele. Sau ce produse vă plac vouă în comparație cu ce am eu. Și hai să vedem, încă o chestie, voi știați că majoritatea oamenilor nu sunt abonați la canalul meu din cei care îmi vizualizează profilul ăsta de YouTube? Da, foarte, foarte ciudat, nu înțeleg de ce nu se abonează oamenii, că eu de obicei mă abonez, când îmi place un clip la cineva sunt, hai mă că mă mai uit la unul și după aceea sunt, poate uite mi-a plăcut și al doilea, hai că mă abonez, gen să-mi apară acolo oricum, să mă uit la ceva. Și... voi începe prima dată cu produsele tip primer, să zic așa, și prima este de la Beauty of Joseon, această protecție solară pe care o folosesc, dar asta este strict protecție solară și ca primer folosesc ăsta de la Shiglem. Vi l-am arătat eu când l-am achiziționat, am consumat ceva din el, dar nu miroase, cine știe ce, miroase, am un produs și atât, puțin lipit și nu știu cum să vă zic. Dar mi-a plăcut, adică textura e mișto pe față și am înțeles că dacă te dai cu cremă hidratantă, trebuie neapărat să vii și cu un primer pentru a pune o barieră între pielea ta și produsele de make-up. Așa, astea două sunt de fățucă. Mai avem machiajele, cum ar fi fondurile de ten, pe care eu le folosesc mereu și le combin între ele, sunt acestea două. Cel de la ISL și cel de la MUB, acoperire foarte mare, acesta este puțin mai portocaliu decât sunt eu și îl combin mereu cu ăsta, că ăsta e cel mai deschis fond de ten al meu pe care îl folosesc în momentul de față. Și tot cu ăsta de la MUB îl mai folosesc și pe ăsta de la Huda, dar o să dau un review acum din nou sincer despre produsul ăsta de la Huda, că îmi pare tare rău de el, mie îmi place mult de tot Huda, sunt fana ei. E mult spus fană, dar îmi place mult Huda. Nu este un produs bun dacă îl pui doar pe acesta, pe față. Oribil, oribil. Nu, e ceva ce nu ar trebui să fie în viața asta. Hai să vă zic și nuanțele, că poate să mă întrebați. 2NBW, acesta albicios, de la MUB. Ăsta este MN10, de la ISL. Iar acesta de la Huda este... Toffee. Acestea sunt nuanțele. Hup. Hup. Și dacă tot sunt la capitolul ăsta, la sertăraș, ca așa îi zic eu, la sertăraș, hai să vă arăt și pudra pe care eu o folosesc. Este cea de la Huda, în nuanța Peachy Pie. Am luat-o eu, v-am mai spus, de la Makeup by Zuzi. Am văzut că multe fete comandau pe TikTok și am zis hai să o comand și eu și am luat-o doar cu 140 de lei. Ținând cont că în mall este 200 de lei, dacă nu mă înșel, așa că am făcut o big deal. Și încă o chestie, pentru pensule, eu am produsul ăsta de la DM. Dacă ai o pensulă murdară, doar dai câteva fâsuri și ștergi cu șervețelul și e bombă. Așa că am să vi-l arăt și pe ăsta în caz că nu vreți să stați fix în secunda aia să spălați pensulele. Aveți soluția mai easy busy. Așa, ne dăm acum pe partea asta. Hai să începem. Mai am un fond de ten, scuze, acesta. De la Maybelline. Dar ăsta l-am pus aici că nu mai avea loc acolo, sigur. Și încă o chestie ca și bază, că am uitat de ea că nu aveam acolo, este aceasta de la Embryolisse, care vi-am zis că este foarte hidratantă și îmi place. Și miroase și foarte drăguț. Anticearcăne, pe care eu le am și le folosesc, sunt 3 la număr, dar unul nu prea mai are. Unde este? Aici. Cel de la Shiglem, acesta,
care este pentru acoperire mare, foarte drăguț, dar mi se pare că mi se strânge așa în liniile fine. Acesta de la L'Oreal, acesta este nuanța Warm Vanilla, acesta de la L'Oreal este nuanța 324 Oatmeal și acesta de la Too Faced, pe care îl am de foarte mult timp, dar nu mai am. Adică mai iese el așa de pe pereți și așa, vedeți aici despre ce vorbesc, este în nuanța Warm Beige. Dar ca și anticearcăn, le-am luat o nuanță cam închisă. Acum eu nu m-am gândit să le iau neapărat ca și anticearcăn, pentru că eu am luat acest produs, dădeam așa câteva linii pe față, întindeam cu mâna și îmi făceam make-up-ul și se vedea bombă, fetelor, bombă. Așa, hai să mergem mai departe cu ce m-aș da după ce fac treaba asta. Cu pudră, dar v-am arătat-o pe cea de la Huda și o să vi-o arăt și aceasta de la Maybelline Fit Me, care mi se pare genială. Hai să vă arăt paleta mea preferată de ochi, pentru că asta este în momentul de față preferată. Este cea de la Kylie. Dacă nu aveți multe palete sau dacă vreți să vă achiziționați o paletă care să fie bună în orice, să zic așa, cu nude-uri, aceasta este genială și nici nu a fost foarte scumpă. Este până în 200 de lei, dar oricum o paletă, hai să fim serioși, că ne ține peste 3 ani. Despre ce vorbim? Când o să consum eu toate fardurile? Chiar dacă sunt nude, nu o să le consum pe toate, dar știu sigur că asta e prima care zboară de la mine. Este ce trebuie. Asta este și așa micuță, portabilă, pe asta aș lua-o, sinceră, să fiu peste tot cu mine. Alte palete pe care voi le-ați mai văzut la mine, pe care eu le folosesc, sunt cele de la Huda. Acestea două le am. Nu am mai făcut o investiție în palete în perioada asta, în afară de asta pe care mi-a luat-o al meu de Crăciun, pentru că eu oricum sunt pe nude-uri și puteți să vedeți foarte bine treaba asta. Ia uite, nude. Stați focus. Nude-uri toate cu roz. Nude din nou. Ia uite. Și la fel, le-am de ceva timp și nu o să le arunc. Nu am pățit niciodată nimic de la paletele pe care le-am folosit câțiva ani de zile, dar în fine, să-mi spuneți voi dacă ați pățit ceva vreodată sau le aruncați doar pentru că așa se zice, gen să le arunci, că așa scrie pe spate termen. Încă una micuță de la Huda este asta, doar că mi-a spart-o zenii. Este foarte drăguță, tot așa cu nude-uri, unde scrie ea, uite, 24 de luni de la deschidere. Credeți-mă, care mai mult de 24 de luni? Aie. Încă o paletă care mie mi-a plăcut, pentru că eu am căutat foarte mult să am o paletă în care am albastru, galben și roz. Îmi place mult treaba asta la ochi vara și nu aveam și eu o paletă, așa că am achiziționat-o pe asta. Galben, albastru, baby blue și roz. Geniale! Geniale! Și iluminatoare, este de la Catrice, era o ediție My Little Pony, My Little Pony. Foarte drăguță, mi-a plăcut. Mi-a plăcut mult când am văzut-o. Mai am această paletă de la Tarte. Uite, de asta nici nu mai am nici nu mai m-am apropiat, că am băgat-o acolo în spate, care miroase genial de bine. Tot când nude-uri. Adică dacă stau să le aranjez așa puțin pe toate, nu știu cum să vă zic, dar toate seamănă, știți ce zic, astea cu Huda, cu ce mai am eu pe aici, și aceasta de la MAC, doar că tot așa, nu cred că o veți mai găsi, că e de mult, este aceasta, care este la fel foarte frumușică, foarte, foarte frumușică. Nu se pune focus, ba da. Și ăsta de aici, auriul ăsta, aduce foarte mult fardul de la Rihanna, nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte, că era iluminatorul ăla, foarte auriu. Încă o paletă pe care nu prea am folosit-o este aceasta de la Naked, de la Urban Decay. Foarte frumoasă.
am primit un telefon, a trebuit să răspund la telefon. Și hai să punem înapoi palețicile aici. O să pun de data asta pasta de la Tarte Deasupra, că poate o mai folosesc și eu. Și mai am un altul de la Naked, aceasta, care este nouă, după cum puteți observa. Nu? Nouță. De ce? A, că am răsunat la telefon, s-a dezstricat poziția la telefon. Așa. Până aici, astea sunt paletele, dar din nou, vi le-am arătat pentru a vi le arăta, dar eu folosesc pasta. Sunt atașată emoțional de ea. Paleta de contur pe care mi-am dorit-o foarte mult și am adorat-o și încă o ador, doar că nu prea mai are fard, este aceasta de la Kat Von D. Se vede, da, cât de mult am folosit-o, chiar se vede. Este foarte mișto, merită să vi-o luați odată și am înțeles că poți să cumperi separat pastila, parcă, sau ceva de genul, nu știu, o să mă interesez eu de treaba asta, că mi-a plăcut mult de tot. Asta este de contur. Și eu am mai avut aici, o să vă arăt, acest fard de la Sephora. E, seamănă foarte bine, să știți, cu cea de la Kat Von D asta de o folosesc eu. Stați un pic să vedeți așa. Vedeți? Chiar seamănă, doar că ăsta nu mai există în Sephora. Asta era nuanța 60 Fonds Deep. Acum, gen, n-am mai găsit-o, că nu mai găsești după modelul ăsta și nuanțele astea pe care le aveau fetele în Sephora, nici ele nu au știut să mă îndrume, să-mi spună cum pot să găsesc eu din nou acea nuanță, care eu am adorat-o, doar că ambalajul foarte prost calitativ, pe vremea aia, că acum am văzut că s-au schimbat, se spărgeau, este al doilea pe care l-am, al doilea care din nou mi s-a spart. Da, ce să faci, n-ai ce să faci? Hai să vă mai arăt tot ceva de contur, pentru că mai am două chestii, amândouă de pe Shein. Varianta asta și varianta asta. Asta e mult mai închisă. Vorbesc vecinii. Arată cam așa. Este chiar închisă. Și este nuanța Earthy Sepia. Este foarte închisă. Dar poți să o blenduiești acolo cumva. Și am mai luat o pasta în nuanța Terracotta cu mare Rihanna. Știți ce zic? Contour stick de ăsta? Mi se pare foarte ok, doar că nu trebuie să faci treaba aia. Fâș, fâș, fâș. Pentru că dacă ai făcut treaba asta, bă băiatule, până întinzi tu produsul pe față cu pensulă, și zic pensulă că e mai ușor cu pensulă decât cu beauty blender, înnebunești, faci febră musculară la mână, iei frumos pensula și dai pe produs și începi tu să tapotezi sau spui pe mână, faci așa, dar eu nu prea vreau să mă murdăresc, de asta încerc variantele încât să nu mă murdăresc. Pentru că altfel, când am făcut odată așa, știți cât m-am chinuit să o iau? Fetele care machiază, înțeleg că au tehnicile lor, au răbdare, cu asta se ocupă. Dar tu, om de zi cu zi, să trebuiască să pleci repede până la muncă, nu poți să stai să-ți blenduiești fața 5 minute un obraz. Sau cel puțin așa sunt eu. Sunt curioasă dacă și voi sunteți așa, vreți un machiaj rapid, frumos și să plecați, nu să stați 10 ore pe el. Mai avem acum ce etapă vine. După conturare, pudră, miau, miau și ochi. Hai să vă arăt, că tot le am aici, două iluminatoare. Două iluminatoare pe care eu le super folosesc și o să vă dați seama după primul, cel de la Fenty, în nuanța How Many Carats. Câte carate are? Foarte multe, foarte frumos. Stați un pic, ia uite-l. Măi, deci este ceva dumnezeiesc, dar nici nu știu dacă o să vă dați voi seama. Ba da, îl vedeți? Să știți că pigment alb, vă spun eu, că nu prea are. Dar sclipiciul, toată lumea m-a întrebat și n-ați vrea să știți câte prieteni și-au comandat acest produs, pentru că eu l-am de 3 ani de zile și vedeți, da, că m-am dat pe corp, pe picioare, nu doar pe față cu el și încă mai am o grămadă și l-au luat la fel și ele primesc complimente pentru el. Acum am văzut că fetele tot zic, a, e dup. E dup, e dup, după.
Singurul dup ăsta pe care l-am întâlnit ar fi cel de la Baby by Lorraine. Eu l-am luat în nuanța de Gold Digger, pentru că mi-aș și dori foarte mult ca Ariana să aibă un astfel de model și pe auriu. Și stați să iau așa. Vedeți? Nu. O pauză de câteva secunde. Vedeți? Oh, mi-am dat și pe înțepătură. Așa arată. Sunt la fel. Eu vă spun asta că sunt la fel. Eu n-am încercat prea multe dupuri pentru ăsta, pentru că avândul original nu aveam de ce să. Dar ăsta pe auriu este identic ca și textură cu ăsta. Nu, n-ai cum. N-ai cum. Și asta că ar trebui să vă pun eu blitz să-l vedeți exact cât de frumos se vede. Și are și varianta asta, argintie, la Baby by Lorraine și era undeva în jur de 60 de lei. Deci chiar se merită să vă luați ori varianta mică, pentru că o să vă țină ani de zile, asta de la Fenty dacă o mai găsiți, ori dacă nu vă luați asta de la Baby, că mie mi se pare că și-a făcut o treabă, a giugiuc. Și ca și rimel, o să vă spun de pe acum că eu am două mari și late, dar nu-l găsesc pe al doilea, ca să vi-l arăt. Ești. Nu cred că vi-l mai arăt, dar vă spun despre el pentru că toată lumea îl știe. Este Sky High de la Maybelline. Eu, având gene false, nu-l folosesc pe genele de sus, dar folosesc pe genele de jos. Și mai am un ăsta mic de la Chanel. Este o mostră. Arată cam așa. Hai să vă arăt periuța, că eu cred că aia este importantă. Așa arată periuța. Băi, deci bombă. Rimelul ăsta este bombă. A, s-a stricat mostra. Că dă în gol, știți ce zic? Hai, las-o așa acum. Astea două le am pentru genuțele de jos. Când îmi aduc aminte, mă dau. Când nu mi-aduc aminte, nu mă dau. Bum. Încă o chestie pe care eu l-am avut de la Pharmacy, doar că i l-am dat lui mama. Era foarte bun. Un creion negru pentru linia apei. Nu am mai găsit, adică n-am mai făcut, parcă cei de la Pharmacy. O să fac o paranteză aici și o să vă spun că eu nu mai sunt reprezentant Pharmacy, dacă tot suntem la categoria hai să vorbim. Nu mai sunt reprezentant pentru că trebuia efectiv să stau constant să postez produsele. Recunosc, unele produse mi-au plăcut, cele pe care le-am încercat mi-au plăcut foarte mult. Fondul de ten l-am încercat, mi-a plăcut foarte tare, doar că unele mi se par mai scumpe decât, nu știu, un fond de ten să dau de la Pharmacy 80 de lei, 90 de lei, când pot să-mi iau pe ăsta de la Maybelline, care este foarte mișto cu 50 de lei sau 40 de lei, aici mă pierde puțin, știți ce zic? Adică prefer să-mi iau Maybelline-ul decât să dau pe Pharmacy, că eu oricum asimilez Pharmacy-ul ăsta ca un fel de Avon. Știți ce zic? Da, și să fac comandă lunară de 150 de lei, dacă nu mă înșel, eu, ca să-mi întrețin contul, nu. Adică nu stau să dau 140 de lei ca să-mi comand ceva neapărat de la Pharmacy, că hai să fim serios ce puteam să mai comand. Mi-am și luat chestii de make-up, dar după cum puteți vedea, am chestii de make-up foarte multe. Și mai am și produsele noi pe care v-am făcut vlog cu produsele noi pe care le am și să-mi povestiți și voi despre ele dacă vi se pare ok sau nu. Așa că mi-am găsit ăsta de la Rimmel, Scandal Eye, un creion negru dermatograf. Dacă știți voi unul super bun, lăsați-mi în comentarii, care să nu se scurgă de la ochi, că pe ăsta n-am dat o avere. Gen. Și hai să începem cu creioanele, pentru că la creioane avem mai mult de treabă, să zic așa, și îl băgăm și pe ăsta micu aici. Aici ce mai avem? Și încă unul și încă unul. Hai să începem prima dată cu ăsta de la Sephora, care este în nuanța și o să vi-o zic acum, light brown. Bă, este genial, jur. Stați un pic să... O să trecem peste faptul că avem glitter pe mână, că nu cred că ne împiedică să vă dați seama de nuanță.
acesta. Bă, bă, ce drăguț e! Este foarte, foarte simpatic. E bebelușul meu, că am grijă de el, că îl țin aici. Mai avem aici clasicul ruj de la Melchior, cu care eu mă înțeleg foarte bine, în nuanța brown, dacă nu mă înșel. Da, nu mai știu sigur, pentru că nu mai scrie pe el. Dar l-am recumpărat de 100 de ori, vă zic eu că e ăla brown mat. Hâț. Mare diferență. Nu e, e puțin mai închis, dar asta o să fie amuzant. Că eu am aproape aceleași culori peste tot. Mai am unul de la Golden Rose în nuanța 518, pentru că are un număr aici. Cam așa se prezintă. Este mai cărămiziu acum că îl văd pe cameră. Uitați-l aici. Le și punem la loc. Clasic. De la Avon Mystery Mauve sau Mauve, nu știu cum îi zicea. Deci mereu îl cumpăram, jur, de la liceu. Uitați-l. Foarte frumos și acum mi se pare, după atâția ani, că este un creion care merită să-l ai în portfardul tău și este ieftin. Mai avem unul de la Chanel. Hai să-l vedem și pe ăsta ce nuanțare. Aduce foarte mult cu cel de la Avon. Deci dacă e să luăm așa, fetelor, luați-vă varianta Avon, că este foarte frumos. Mai avem unul de la... altul de la Chanel. Dar ăsta este mai roz, uite-l. Dar pe asta mă credeți că nu le-am mai folosit? Așa, să fiu sinceră cu voi. Mai avem unul de la Melchior, dar în nuanța aceea de pink, cred că era, nu mai știu. Și ăsta tot așa, singurul. Ia uite-l. Un pink murdar, nu știu cum să vi-l explic. Dar este foarte frumușel. Eu nu am decât nude-uri, sinceră să fiu, și toate se duc în aceeași zonă. Ăsta este de la Pharmacy, dar din nou, 212. Dar nu știu dacă mai există modelul ăsta de creion, pentru că dacă s-au tot schimbat, uitați-l, este mai roz așa. Chiar dacă aici apare mai mov, știți ce zic? Nu prea are treabă. Pune și pe el aici. Am un creion alb, clasic, dar este de la Alverde. Vreau să vă spun că voi știți cât de rezistent e ăsta de la Alverde și pigmentat. Uitați-vă puțin. Bă, băiatule, și e cremos. Alverde, din DM, 10 lei, cred că, ceva de genul. Giugiuc. O să trebuiască să ne dăm și noi cu un ruj, dacă toți suntem la Capitol Ruj. Ăsta este de la Baby by Lorraine și este nuanța... Aoleu. For You. A zis că este o nuanță de rece, care merge pe toate subtonurile pielii. Arată cam așa. Într-adevăr merge, da. Eu v-am mai zis cu creionul ăsta că nu mă avantajează mereu. Depinde cu ce ruj mă dau, pentru că oricum îți trebuie un ruj puțin mai deschis, dar poți să-l folosești și pe ăsta pe post de ruj. Ia. Dar de ce, Corino, nu le-ai mai ascuțit și tu? Pentru că nu le-ai mai folosit de mult, asta. Na. Și acum râdem, glumim, dar cred că ar trebui să-l las cu cipel, că merită, săracul. Că stă aici cu mama și nu l-a mai ascuțit. Așa trebuia să arate și el. Deci în nuanța For You, cam așa se prezintă, este foarte drăguț, mai ales pentru fetele deschise la culoare. Faceți abstracție de mine bronzul de pe corp, în principiu, cu fața, că eu fața nu prea mi-o bronzez de fel. Mai am o nuanță de la Cascade of Colors, cred că așa îi zice, dar nu știu ce număr e. Vai! Nu știu, fetelor, să vă ajut cu ce nuanță e, dar uitați-vă la el, că este singurul rozul ăsta turbat și este o culoare foarte urâtă să o dai singură. Stați că vi-o arăt imediat. Și o să înțelegeți de ce zic asta. Uite-l. E oribilă. Dar în nuanța asta și să o dați așa frumos puțin pe mijloc,
N-ați vrea să știți ce frumos face trecerea aia frumoasă de nude. Știți ce zic? E... Îmi place, îmi place mult. Dar nu l-am consumat foarte tare nici pe ăsta. Oricum vă țin și creioanele o eternitate. Mai avem de la Max Factor 14 Brown Nude. Acesta. Tot o nuanță de nude. Ia uite. Și sinceră să fiu, toate astea pe care le vedeți pe mâna mea, să știți că au o textură cremoasă. Adică sunt moi așa la... când le dai pe buze, nu stai să-ți zgâri buza. Singurul care mi se pare puțin mai tare este acesta de la Baby. Dar în rest toate sunt cremoase, așa, sunt ușor să-ți... este ușor să-ți faci buzele. Mai am unul de la NYX în nuanța... nuanța... 810, natural. Hai să o punem jos. Wow! Ia uite ce drăguță e și asta. Vedeți câte nude-uri toate, că bărbații ar zice, a, o luă 100 de creioane. Nu, tati, toate sunt diferite pentru mine, știți ce zic? Foarte drăguță și asta. Mai am unul de la Rimmel London, nuanța cappuccino, care știți că abia se mai găsește, uitați-o aici. Este genială, efectiv genială. Ah, iar acesta nu mai este un creion, acesta este un tuș pe care l-am luat și eu de la NYX, Incline, că toată lumea nebunise cu tușul ăsta. Este un tuș ok, e singurul pe care l-am, de altfel nu mai am altul și încerc să am grijă așa de el, știți ce zic, să nu-l stric, că eu le stric vârful, când bag odată ăsta în căpăcel, pa, 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 vârf. Și hai să, hai să vă arăt și creionul meu preferat pe care vedeți că îl țin la loc de cinste. Cel de la Dior în nuanța 593. Luna și anul meu de naștere. Se prezintă cam așa, dar uitați-mi de el să vi-l arăt pentru că nu se mai găsește și nu aveți de unde să-l mai achiziționați. Este acesta. Marut. E superb. Și ăsta și ăsta superbe. Wow. Da. Ăsta și ăsta sunt în momentul de față nuanțele mele top, preferate de rujuri, de creioane de buze. Am uitat să vă arăt. Pentru sprâncene, fetelor, folosiți treaba asta. Gen. Asta de la Shein. Am uitat să vă arăt ce folosesc de sprâncene, că dacă eu oricum le am micropigmentate, asta. E genială. Credeți-mă că am luat o nuanță 101 Dark Brown. Eu zic să vi-o luați pe asta, că puteți să vă faceți treaba cu ea, știți? Și zic aici, cred că e o ceară sau ceva, și astea două ca și culori. Bombă! Îmi place și ambalajul, îmi place și textura, îmi place că rezistă, este un fart superb de spârceană. Hai să vă arăt și câteva rujuri. Să le luăm și pe astea așa frumos în mânuță. Bine, astea sunt mai grăsani. Unde să le dau? Hai că mă duc mai jos cu mâna. Îl am pe acesta de la Fenty, care mie mi-a plăcut foarte mult. Dar rezistența la transfer, să știți că este și nu este. Vedeți, acum pot să mă uit și eu cu ce pot să le convin, știți ce zic? Acesta este rujul de la Fenty în nuanța asta, să vă și spun nuanța. Heart 03. Așa se prezintă. Îl mai am pe acesta de la Pharmacy, dar nu știu ce nuanță e, că s-a dus ăsta, cum îi zice, s-a dus culoarea. Dar mi se pare totuși puțin cam închis. Ia uite, se zice buza. Da, puțin cam închis, de asta nici nu prea l-am mai folosit. Rujul meu preferat, din nou, dar vi-l arăt doar așa să vi-l arăt, pentru că nu mai este pe piață sau nu mai a fost cel puțin o perioadă. Dacă mai este, anunțați-mă și pe mine. Acesta de la Kat Von D. Acesta cu nuanța asta, giugiuc și cu toate astea merge. E bombă, e cel mai bombă ruj. Mi-a plăcut maxim și l-am recumpărat și pe ăsta de vreo 3 ori, să ne înțelegem. Mai avem de la Maybelline varianta asta, care este nuanța Cheeky. Așa arată.
Este lucios, dar în același timp rezistent și cu luciu. Foarte drăguț, mi s-a părut incredibilă nuanța asta. 35 cichi. Cichi, cichi. Asta de-am cumpărat-o acum de curând, Cairo, de pe Notino, de la NYX. O punem și pe ea pe aici, că arată ca cea mai palidă nuanță din viața mea, ever. Uitați-o, nici nu prea o vedeți. Dar am luat-o doar pentru interior. Cu toate nuanțele de maro, merge foarte bine să dai cu asta frumos pe interior. Mai l-avem și pe cel de la Baby în nuanța I Got This. Yes. Dar hai să-l punem aici sus, mai bine. Că deja știți care cum sunt. Seamănă. Da, foarte drăguț. E mat, dar nu mă dă pe spate mirosul. Miroase a spray de gândaci. Și asta am zis-o de când l-am mirosit. El e foarte mișto, dar miroase a spray de gândaci. Ăsta de la Makeup by Mario. Hai să-l punem aici. Care se prezintă cam așa. Stați, care? Ăsta. Ăsta este. El este nuanța Pinky Brown. Dar să știți că pe buze se vede diferit decât se vede pe mână. Pe mână nu are nicio treabă pe tenul meu culoarea asta. El este mult mai maro decât ăsta. Ceea ce îmi place. Dar să nu vă mirați în caz că vreți să-l cumpărați și să ziceți, păi da, dar Corina a zis. Nu, nu, Corina vă spune de acum. Nuanța asta este diferită pe fiecare ten în parte. Buză în parte. Mai avem aici, dar unde mi-este rujul? Că mai aveam un ruj, uite-l. Mai avem unul tot de la Pharmacy și este nuanța, nu știu, nu știu, nu știu. Punem și pe ăsta aici. Uite-l. Tot așa deschis. Să-l dai pe mijloc, cum eu mi-au frumos. Și ultimul ruj pe care eu îl am. Exagerez, vreau să vă mai arăt unul la final. Este acesta de la Dolce, care mie mi-a plăcut foarte mult și vreau să-l punem aici. Că este, cum să-i zic, superior tuturor ăsta. Este genială culoarea. E bombă. Ia uite, ăsta merge cu ăsta, dar eu îl folosesc pe ăsta cappuccino și mă dau cu ăsta. E wow! Doar că singura chestie nașpa a fetelor este că nu rezistă pe buze la transfer, așa cum ar trebui să reziste un ruj de 200 de lei. Eu alt ruj de 200 de lei sper să nu mai iau, zic și eu. Vă mai aduceți aminte? Ziceți-mi mie, vă mai aduceți aminte că îl pun aici, se pare? Ia uite-l cum s-a făcut roz și el e verde! Bă, băiatule, este rujul cel mai rezistent dintre tot ce am aici pe mână, tot, inclusiv creioane, tot. Ăsta este cel mai rezistent, de pe vremea lui bunica. Ești curioasă, voi l-ați încercat vreodată? L-ați avut vreodată? E... și bombă. Și încă unul pe care l-am mai văzut tot aici, că văd că mai am separat câteva rujuri, este ăsta de la, cum se numește, Primark. Arată cam așa și l-am luat tot așa să-l pun, să-l pun așa frumos pe mijlocul buzelor, gen pe aici un pic, așa, așa. Da, foarte drăguț și ăsta, 10 lei, cred că era. Și ce mai avem pe aici? Ah, uite, mai aveam un de ăsta care și ăsta mi-a plăcut foarte mult. Vai de mine, dar nu mai am mâini. Uite-l. Uite-l. Foarte drăguț și ăsta de la Maybelline. În nuanța... în nuanța, nu știu. Iar a început să facă piu-piu... ăsta al meu. Ah, în nuanța 15. Lead the way. Da. Și balsam de buze, dar nici nu prea m-am dat cu el. De la, asta cum îi zice, de la Victoria. Mai am două spray-uri de fixare. Stați un pic. Acesta l-am luat de curând de la Catrice și acesta de la NYX. Cu ăsta m-am înțeles foarte bine. Ăsta cred că e ok.
Momentan m-am dat o singură dată cu el. Chiar dacă nu pare, să știți că nu l-am luat plin. Și acesta. Da. Astea sunt așa, să vă dau și fixare de make-up, dacă tot v-am arătat toate pe aici. Ce mai avem? Mai avem ceva ascuns pe aici să vă arăt? Mai avem chestii, dar nu prea le folosesc. Mai am fondurile de ten de la Too Faced, fondul de ten acela Born This Way și mai am ăsta, cum îi zice, cele de la Estée Lauder. Cam atât. Da, cam atât am, nu mai am. Powder Puff de pe Shane, burețel de pe Shane, clasic, e un clasic ăsta. Și hai să vă arăt repede și pensulele. Te închis, te închis. Cam așa se prezintă pensulele. Majoritatea de aici, o să vă și spun, sunt din Anglia. Aproape toate, în afară de câteva. Uite, Anglia, Real Technique, asta nu are nicio firmă. Asta este de pe Shein. Dacă o vedeți, asta puțin așa teșită. Foarte bună pentru bronzer. Gen, să vă dați aici. Dar bronzerul, cum se numește? Pudră, nu cremos. Adică bine, e bun și pentru cremos, dar eu având doar una, trebuie să mă hotărăsc la ce o folosesc și am ales să-l folosesc la cel pudră. Real Technique, din nou pensulă, cu asta m-am dat cu autobronzant. Asta, din nou, de pe Shein, v-am tot arătat-o eu, tot așa teșită, pentru anti-charcan. Asta, unde era? Asta era? Da. Uitați-vă puțin, asta este originală, asta este de pe Shein. Vedeți diferența la ele? Asta este genială, mie mi-a plăcut foarte mult. Credeți-mă, mi-am dorit-o enorm, pasta de la Real Technique. Asta am luat-o și de pe Shein, e ok, dar îmi place mie asta. E mai fluffy, așa, dar se și vede care cum e mai fluffy. Așa, asta tot Real Technique teșită. Pensulițe de-astea mici, Real Technique, Primark, Shein, chestii de-astea micuțe. A, și neapărat să vă luați produsele astea două de sprâncene de pe Shein. Eu le-am luat în varianta aurii. Băi, vă definesc atât de bine sprâncenele și uite că am cumpărat o pensulă și abia acum vorbim cu voi, mi-am dat seama că nu am folosit-o. Haide, măi. Asta, am luat-o pentru fond de ten. Să încercăm treaba aia, să dăm așa cu fond de ten. Eu cred că este foarte bună, că se simte și la material așa calitativ. Dar n-am încercat-o. Dacă ați încercat-o voi, lăsați-mi și mie în comentarii, că vedeți că e modelul ăla super subțire. Gata. Și cam acestea au fost produsele pe care am vrut să vi le arăt. Asta a fost colecția mea de make-up. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare cu un nou clip, care mai mult ca sigur o să fie Timu. Nu știu dacă fac înainte Timu și după aia ăsta, dar cred că ăsta și după aceea Timu. Vă super pupicesc, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Mua! Bye!